Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Dragii mei frumoși, ce mă bucur să vă văd, ce mă bucur să o cunosc în sfârșit pe Catinca. Ca o păpușă ești de frumoasă. Mulțumesc. Ce faci tu la noi? O să gătesc clătite. Yummy! Mamă, ce bunătate! Clătite cu ce? Clătite cu brânză dulce. Foarte bine, sunt preferatele soțului meu. Serios? Da, tot timpul ne cere așa ceva acasă. Îi ducem o porție? Îi ducem o porție neapărat. Aștept pe Răzvan, fodă. Asta înseamnă că trebuie să fac 10 clătite. Schimbare de plan. Acum pregătesc compoziția. Am venit să fac o surpriză șef. Sper că o să impresionez pe șef. Dintre șef, cred că îmi place cel mai mult de șef bun. Nu le lipesc de tavan. Știu să le întorc. N-am ars niciuna. Asta e ultima. Nici una. Cât timp mai am? Cred că șefii vor fi uimiți pentru ce am gătit, dacă îmi va ieși bine. Acum pun clătitele ca să le mai prăjesc o dată. Vai, dacă aș primi un puțit, m-aș semna pe el. L-aș ține în camera mea expus. Mama să nu-l folosească. Nu sunt foarte pregătită să mă întâlnesc cu șefii, dar mă voi pregăti. Șefilor, sper să vă placă și poftă bun! Dacă după ce terminăm desertul ăsta de jurizat, o să-ți arăt melodia. Da? Desert, carne. Poisson sans poisson, c'est poisson. Oh, hai să pește. Nu cred, am două! Da. Băi, dar când vrea... Da, băi, clătitele nu sunt desert. Dar ce sunt? Au zahăr pudră. Oh, da. Ia. Deci nu pot să cred, bă, am două, bă, mai am una și vă dau poruncă, bă, mai ghicesc una și vă dau poruncă. Asta nu este desert, Florine. E desert? Nu. Asta se servește în capitolul din meniu desert intitulat Clătite au zahăr pudră, dacă n-aveau zahăr pudră nu erau. Ce aia, mai este bun, tu știi câte clătite de-astea am văzut umplute cu una cu alta pe la startere, pe la main. Cu zahăr pudră, maestre? De ce, mă, dacă le faci cu dulceață de ceapă? Ce? Cu fructe de pădure, maestre? Oh, păi ce, mă, la o rață, la o rățușcă, la o rățușcă, cu fructe de pădure. Cu fructe de pădure, păpune. Sunteți doi hateri bătrâni. Odată ghicești și eu. Eu am ghicit data trecută, vreo 3-4. Păi de ce nu dai poruncă? De ce nu profiți de mutare? L-am ghicit data trecută vreo 3-4 la rând. Da, asta înseamnă că o să trebuiască să dansezi tango de vreo 4 ori. Iară tango? Nu, iar tango. Când am dansat niciodată tango. Ce? Twist. Ce twist, mă? Let's twist again. Baby, na, da, da. Eu mă apuc de acolo de dansa. Da, 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 da. Mamă, dacă avea niște banane. Poate un pic mai mult zahăr pudră. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai dulci, dar nu mă deranjează nici așa. Sunt gustoase, sunt gătite. Bună! Cum te cheamă? Bună. Mă cheamă Catinca Petre Izabela. Așa. Și ce-ai făcut în ultimii 10 ani? Am 9 ani. Bine, dar okay. Ce-ai făcut în ultimii 10? Cu ce te ocupi la vârsta ta? Păi, fac canto, făceam desen, făceam balet, am făcut și pian și vioară. Wow, dar când ai timp să le faci pe toate? Fac și dans. Cu cine faci dans? Cu mama. Mama ta este dansatoare? Da. Da. Hai că am venit lângă tine, că am văzut că ești emoționată, draga mea. Salut. Mega emoționat, salut. Tu de-aia ai venit, că a zis că face cu mama, nu cu tata. Ha. Asta e adevărat, asta e adevărat și e mai bine așa, dar am simțit că are multe emoții. Deci fii atent. Și Elvira a povestit gătiți acasă și gătesc fetele, știi? Da, da, să foarte știi că tare. E tare harnică și eu sunt tare mândru de ea. Eu vă las că e prea mult pentru mine. Să rămână Irina. Și cine dansează mai bine, mami sau tati?
Ambii dansează la fel de bine. Ce drăguț! Bravo, bravo, bravo! Nu poți să danseze unul mai bine decât celălalt, pentru că e tot timpul în cuplu, în perechi. Dar cine gătește mai bine? Mama. Aici simt. Mama, direct. Catinca? Da? Te întreb eu ceva, stai că tu n-aude. Ce Asia a expres ți-a plăcut mai mult? În care au fost părinții, logic. Ah, logic, mă! Și care e șeful tău preferat acum, ca să-i punem și pe Bonte. De ce? De la Asia Express. Pentru că a fost în Asia și părinții au fost. Foarte frumos. Părinții au câștigat și Bonte a câștigat. Și mi se pare că îl cunosc mai bine. Mulțumesc. Foarte drăguț. Dar să știi că dansul stau cam prost. Cred că toți stăm prost cu dansul aici. Tu stai cu dansul cum stau eu cu gătitul. Exact. Auzi, Mihai, că dacă tot ești... Crezi că ai putea să ne înveți un pas de tango? Că la un moment dat o să trebuie să dansezi tango cu Cătălin. Dar un pas de dans pe loc. Da, da. Și pe loc există? Da, nu e pe loc. Și twist, ne-a zis domnul. Da, mă, dans, că trebuie să danseze twist, mă. Cât ai spune pește, se rezolvă. Pește. Cu dans. Pe tot nu știu. Gata, ia, ridică-te, ia poziția. Ce poziție? Cu el, nu știu, în care vă simțiți voi mai confortabil. Am părul mai lung. Am înțeles că dansați împreună. Da, trebuie. E, vezi, ai ales. Noi dansăm împreună de 10 ani, nu? Asta zic. Haide, mă, dansați. Stai, mă, că n-am pierdut pe așa, deci... Îți trebuie un trandafir. Pam, pam, în gură. Îți trebuie un trandafir în gură. Neapărat trandafir? Nu mai știu să fac că îi făceam un trandafir. Of. Tare. Roșu. Catinca, de ce ai făcut clătit? Păi... Mamei s-a părut simplu pentru mine și am fost de acord cu ea. Vrei să-ți arăt votul meu pentru ce ai gătit tu, cum mi s-a părut mie? Da. Ești sigură? Da. Clătituțele tale... Sunt un pic cam groase. Știu, asta știu. Dar dacă ție îți plac așa, nu-i nimic și mie îmi plac. Sunt rumenite, sunt caramelizate și sunt gustoase. Asta contează cel mai mult. Uite! Yeah. Asta contează cel mai mult! Bravo! Asta e pentru tine. Pentru prieteni, cuțitul de aur. Mersia. Haide, Catin. Felicitări. Bravo. Bravo, Pitico. Bravo. Ești foarte talentată. Felicitări. Mulțumesc. Ne-a părut bine să te cunoaștem. Pa. Șefii nu sunt duri, mai ales cu un copil, simpatici, mai multe lucruri. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.